Hei, bună! Ce faceți, dragilor? Sper că sunteți bine! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care nu știu, mă numesc Rebecca, am 26 de ani și locuiesc în Londra. Astăzi, după cum vedeți, am iarăși aici o grămadă de întrebări pe care, bineînțeles, le-am luat de la voi de pe TikTok, pentru că, da, sunt anumite curiozități pe care poate voi vreți să le știți și eu vă îndeplinesc dorința. Haideți să începem cu prima întrebare. Eu o să le și bifez între timp ca să știu pe care am spus-o și pe care nu. N-am chef să fac sex. Credeți-mă că am chef să fac sex nebunește, dar să am și cu cine. N-am furat din magazin. Măi, depinde, pentru că eu am furat odată un iluminator de make-up și niște bomboane. Că eu sunt mai mâncăcioasă de fel. Și nu că nu aș avea avut bani să le plătesc, pur și simplu așa mi-a venit mie atunci pe moment. Asta este. N-am dat foc la casă. Asta e o pățanie pe care cred că multă lume a făcut-o când era mic. Măi, la casă nu am dat, dar dacă nu venea mami să stingă focul, mă gândesc că lua și casa foc. M-am băgat eu supa deșteaptă de mine cu fratele meu și am zis că facem felinar la întuneric. Și m-am băgat supat și bineînțeles a luat patul foc. Mami, repede, poc, a venit, a stins focul, nu s-a întâmplat nimic, bineînțeles, a trebuit să ia alt pat, dar asta este altă variantă. N-am spart telefonul căzând sau scăpându-l pe jos. Băi, sincer să vă spun, da, mi s-a spart odată, l-am scăpat fără să vreau din mână și s-a spart, dar definitiv nu am mai avut ce să mai fac cu el, a trebuit să mă duc să-i schimb ecranul. N-am făcut dragoste sau sex fără prezervativ. Eu niciodată nu am făcut cu prezervativ. Adică, ba, nu mint. Am făcut de câteva ori, dar nu mi-a plăcut. N-am păr pe sfârc. Ce scârbos. N-am, dar nici nu pot să vă arăt. N-am trezit pe la ora 2 noaptea să mănânc. Băi, sincer să vă spun, mai făceam chestiuțe din astea când lucram prin aeroport. Veneam de la muncă pe la vreo 10 și ceva, făceam un duș pe jur, mâncam, mă ospătam toate bune și frumoase și mă băgam la somn. Și deodată îmi venea mie în cap, vai, dar ce am în frigider să mă duc să văd? Și mă duceam la frigider, dar de fapt eu mă duceam în dulapul cu dulciuri și mai mâncam câte dulciuri, două, ceva, noaptea, cădei, ce să fac, ofticioasă, nene. N-am o jucărie sexuală. Doamne ferește, nu am avut niciodată și nici nu cred că o să am, pentru că sunt din aia pudică eu, după timpuri. În fine. N-am furat iubitul cuiva. Mai să știți că eu niciodată nu am furat iubitul nimănui. În schimb, dacă se întâmpla ca băiatul din, să zicem, ei erau cuplu, da? Și băiatul să mă placă pe mine, eu dacă știam că are iubită, eu oricum nu-i dădeam nicio șansă. Deci, nu. N-am fost îndrăgostită de o fată. Doamne ferește. Voi încă n-ați înțeles. Mi-mi place puța, nu-mi plac fofolancele. Dacă mi-ar fi plăcut fofolancele, m-aș fi dat pe fofolance de mult, dar nu. Stați puțin că mi-este foarte sete. Gata. N-am judecat o persoană înainte de a o cunoaște. Sincer să vă spun, cred că cu toată lumea am făcut treaba asta. Și cred că cu toatele, mai ales noi femeile, pentru că, de ce nu? Noi suntem niște judecători. Suntem niște judecători din aia ca la judecată, ca în instanță, așa. Noi judecăm și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia. Și la un moment dat ne zicem, stop, ce faci? Greșești. Pentru că așa suntem, suntem oameni. Și da, am judecat și eu la rândul meu, doar că acum am învățat să nu mai judec după aparențe, să dau șansă omului să-l cunosc și după care să pot trage concluzii. Până atunci, nu mai fac treaba asta, dar am făcut-o. N-am glas sau anumite sunete când fac dragoste. Băi, dacă mi-o trage bine, sincer să vă spun, se aude, ce să mai. Mai fac și un dar dacă nu mi-o trage bine, stau mâți, așa. Și nu fac nimic. Dar ce să faci? Depinde de cum mi-o trage. N-am făcut pipi în piscină. Băi, cred că toată lumea a făcut-o. Dar culmea este că eu când am făcut-o, la mine s-a înverzit apa așa pe lângă mine, știți?
Și mă uitam ca proastă, zic, de ce, Doamne, iartă-mă, nu m-am dus la toaletă? Acum m-am făcut de râs? În fine, s-a uitat lumea la mine, a venit domnul respectiv, m-a dat afară din piscină, mi-a pus interdicție vreo 3 luni să nu mai calc pe acolo și la revedere. N-am stat capră. Păi, cred că poziția capră toată lumea o face. Acum, să nu recunoști, să mă ierte Dumnezeu. Am mai stat și capră, ce să fac? N-am plâns după cineva. Măi, am plâns. De ce să mint? Am plâns. Și mi-a trecut. Pentru că sunt fată. Și sunt puternică. Dar nu voi mai plânge. Îmi promit mie treaba asta. Cineva mi-a spus, n-am chef de o relație. Momentan, ia uite-mă, ce bine stau. Fără relație, mai puțin. Fără relație, o duc bine. Durdulie, fata, cur, burtă, țuțe. O duc bine, nu trebuie o relație momentan. Dacă o duceam rău, poate, mă mai gândeam și eu, dar așa nu. O duc bine și singur, e ok. N-am trimis poze în ipostaze provocatoare cuiva. Ups. Sincer să vă spun, nu am făcut treaba asta niciodată și nu din un motiv anume. Nu am făcut-o pentru că mă gândeam că acele poze niciodată nu vor rămâne la el. Pentru că băieții în ziua de astăzi sunt lăuderoși și tot timpul se duc, bă, hai să-ți arăt una bună, bă, ia uite ce mi-a trimis asta, bă, ia uite. Pentru că da, așa sunt băieții, iar eu una, sincer, decât să apar cine știe pe unde, mai bine prefer, dacă ești iubitul meu și, mă rog, ai o relație cu mine, de ce ar trebui să-ți trimiți asemenea lucruri? Mă vezi în realitate, mai în pat, deci nu cred că este nevoie să fac chestii din astea și nu am făcut niciodată. N-am făcut poziția 69. Doamne, deci nu mai ce aud și mine să vomit. Niciodată în viața mea și nici nu o să fac. Credeți-mă pe cuvânt, vă spun cu mâna pe inimă, nu, niciodată. Ups, și mai și sughi pe deasupra. Care mă vorbești, mă nene, mă lasă-mă să-mi termin vlogul. N-am poze goală pe telefon. Păi, cred că singura poză goală care o am pe telefon este în costum de baie. Dar și atât, că nici acolo nu sunt goală complet, am costumul de baie, respectiv bikini și sutien. N-am mâncat șorici cu pâine. Cum să nu mănânc, mă nene, mă, șorici cu pâine? Fai, dar ce-mi place? Încă din copilărie era atât de bun încât și acum mănânc. Am 26 de ani, dar îmi place la nebunie. N-am rămas vreodată fără bani. Băi, mi s-a întâmplat să rămân și fără bani. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, am stat în casă la o indiancă, în chirie. Și, slavă Domnului, a fost exact aproape ca o mamă. Mă întreba, Rebecca, ești bine? Rebecca, ai nevoie de bani? Rebecca... ai nevoie de ceva, spune-mi, te pot ajuta. Dacă eram răcită, venea și mi-aducea ceva. Tot timpul era aproape lângă mine. Mă asculta, îmi dădea sfaturi dacă era nevoie, îmi spunea ce să fac. Mă duceam și o întrebam la anumite decizii. Și nu că ar fi fost vreo rudă sau vreun grad ceva de udenie cu mine. Nu, era pur și simplu o patroana casei, să spun așa, femeia care avea casa și eu stăteam în chirie la ea. Pur și simplu mi-a dat Dumnezeu, să zic, un înger. Și da, am rămas fără bani, dar slavă Domnului, a fost lângă mine și m-a ajutat când am avut nevoie. N-am tăiat o găină. Cum, mă, nene, mă, să tai o găină eu? Păi eu de-abia pot să omor un păianj, nici pe ăla, pun pe altcineva să-l omoare. Când văd, uite, un păianj, l-omoară. Mi-este foarte milă, cum să fac treaba asta? Nu, niciodată. Asta este o întrebare care este mai cu șchips, să spunem așa, pentru că cineva m-a întrebat ceva ciudat rău de tot și nu știu dacă să răspund sau nu. Adică eu răspund cât pot de sincer, dar scârbos. N-am avut relații intime cu doi bărbați în același timp. Acum până mea să am relații intime cu doi bărbați în același timp dacă eu nu am nici măcar unul? Răspundeți-mi voi. Cum? Cum să-mi puneți această întrebare? Cum? Și cum să fac cu doi bărbați când eu sunt pudică cu unul? Dacă aș fi cu un iubit și sunt la început, atât de rușinoasă sunt încât zic, vai, dar stai un pic, nu mă atinge, dar stai un pic, dar stai, dar mi-e rușine, dar orice. Sunt foarte pudică, deci nu, cred că n-aș putea să fac cu doi nici dacă mi-aș propune. N-am vorbit vreodată singură, de nervoasă, așa, prin casă.
Măi, uite, spre exemplu, am făcut un TikTok în care am făcut o iluzie optică, da? Stăteam așa și mi se vedeau decât picioarele și aici și mâinile, dar eu nu eram goală, aveam numai eu un top și pantaloni scurți. Toată lumea m-a jignit, m-a făcut cu fel și chipuri. Credeți-mă că atât am vorbit prin casă singură, atât am bolborosit ca o țață din aia de la țară, încât la un moment dat am sunat-o pe mama, zi măcar să nu vorbesc singură, să vorbesc și eu cu mama, să-i spun, uite mama, îți place ce am făcut, am pus pe Facebook, am pus pe Instagram, am pus pe TikTok. Pe Instagram și pe Facebook nu prea mai ajunge lumea. În schimb, pe TikTok, mama, am fost făcută cu ouă și cu oțet, că nu mi-e rușine, că nu mă vede familia, că nu mă văd părinții. Păi și știi ce mi-a spus mama? Mi-a spus așa, fata mami, zice, păi ăștia sunt încuiați la minte, zice, păi dar eu n-am văzut nimic, am văzut decât un top și o pereche de pantaloni scurți. Și atunci mi-am dat seama, zic, Doamne, dacă mama la 65 de ani spune treaba asta, atunci sănătate și drum bun, mie nu mai trebuie nimic. Deci, da, am vorbit și singură de nebună sau de nervoasă prin casă. N-am făcut accident. Păi, eu accident n-am făcut. Că m-am ciocnit așa de cineva pe stradă, aia este partea a doua, dar accident așa de mașină sau astea, eu personal nu. N-am fost îndrăgostită de un băiat mai mic. Băi, am fost îndrăgostită de un băiat mai mic, dar mi-am dat seama că niciodată nu va fi nimic serios, pentru că el avea altă mentalitate, eu aveam altă mentalitate și undeva la jumătate ne ciocneam. Nu mergea nimic bine și am preferat să o las bald. Dar da, am fost îndrăgostită de un băiat mai mic. N-am părul natural. Măi, cred că întrebarea asta mi s-a mai pus de 20 de milioane de mii de ori. Dacă este sau nu părul meu natural. În schimb, eu vă spun așa. Stați puțin ca să văd dacă fac bine. Eu vă arăt așa, fiecare parte de păr. Și veți vedea că eu nu am nici măcar vreo urmă de extensii sau de ce vreți voi. Este părul meu natural. Și da, nu cred că mi-aș pune extensii niciodată, pentru că, de ce nu? Dacă eu pot să țin părul meu natural atât de lung, de ce am nevoie să mă tund ca să-mi pun extensii? Doar nu sunt nebună. Deci da, este părul meu natural. Să trecem mai departe, să mă aranjez cătuși de puțin. Așa, n-am plâns când m-am dezvirginat. Păi, plâns este puțin spus, că eu știu ce am făcut. Când am văzut că este sânge pe cearceaf, m-am ridicat așa în picioare și uitați așa m-am dus în jos, pe lângă perete, am leșinat, de n-am mai știut de mine și în momentul în care m-am trezit, am zis că poate este un vis. Dar ce să vedeți că nu era vis, era realitate. Și am bocit un pic, nu știam cum să-i spun mamei, aveam vârsta de 19 ani fără câteva luni, dar totul a fost bine. Dar da, am plâns. N-am înșelat. V-am mai spus și o să vă repet. În momentul în care înșel o persoană, deja nu mai ai atracție de acea persoană și este cazul să vă despărțiți, pentru că dacă veți rămâne împreună, nu veți mai realiza nimic. Deci nu am înșelat niciodată. N-am servit masa în genunchi. Să știți că asta este întrebarea mea. Și am pus-o tuturor fetelor pe TikTok și nu mi-a răspuns nimeni, ba chiar au sucit întrebarea împotriva mea. Eu vă spun atât. Sunt atât de rușinoasă, atât de pudică, atât de scârboasă, adică mi-este scârbă de anumite lucruri, încât credeți-mă că să servez masa în genunchi sau să o sug la propriu, nu aș face niciodată, pentru că îmi este scârbă, înțelegeți? Îmi este scârbă, deci nu. N-am mai mult de 10.000 de euro. N-am blană la veveriță. Măi, dacă te referi la fofoloancă, n-am. Și dacă vrei să-ți arăt, uite, eu ți arăt, ia uite. N-am. Deci vezi? Nu, este finuț. Finuț, finuț. Pentru că suntem și noi femei. Eu zic că trebuie să fim și noi curate, câtuși de puțin, zic. N-am poziție sexuală preferată. Măi, o poziție sexuală preferată am. Știți care este aceea? Mie îmi place să domin. Mie îmi place să domin și mie îmi place să stau deasupra. Pentru că așa sunt eu.
N-am făcut dragoste în mare. Nu am făcut niciodată. Am vrut, dar mi-era rușine. N-am copiat la examene. Băi, acum să fim serioși. Care n-ai bani a copiat la examene? Că cred că nu există om. Tot mai cereai lui colegul o copiuță, tot mai cereai lui colega încă o copiuță. Deci nu aveți cum să-mi spuneți că nu ați copiat. Eu, dar din mâna sus, am copiat și... Asta este. N-am șanse la tine, m-a întrebat cineva. Măi, sper să-ți vezi răspunsul aici. Șanse la mine, tu clar ai avea. Problema este că momentan nu vreau eu. Îmi este bine singură, mulțumesc lui Dumnezeu, nu sufăr de atenție, nu sufăr de singurătate, nu sufăr de... De ce să mai spun? Nu sufăr de lucrurile acestea. Dacă aș vrea un iubit, crede-mă că mâine mi l-aș face așa. Doar că nu vreau momentan. Dar tu, da, clar, cu siguranță ai avea șanse. N-am fost îndrăgostită de iubitul celei mai bune prietene. Niciodată, pentru că v-am spus. Chiar dacă el se dădea la mine, eu niciodată nu am ridicat coada sau niciodată nu am răspuns avansului. Din contră, i-am spus persoanei respective și am spus, vezi că iubitul tău se dă la mine. Dacă m-a crezut bine, dacă nu, am rupt orice prietenie cu ea. Pentru că de obicei se întâmplă ca să nu te creadă. Și la mine s-a întâmplat să nu mă creadă și a trebuit să rup orice prietenie cu ea, pentru că dacă nu, de altfel, cu timpul mă gândesc că cedam avanselor lui și nu am vrut treaba asta. N-am chiloți pe mine. Pe bune, aceeași întrebare. Hai mă că am, ce Dumnezeu, uite. Am. Deci am. Ia. N-am fumat vreodată. Întrebarea aceasta a mai fost, nu știu cum am scăpat-o. Să știți că nu am fumat niciodată, am 26 de ani, nu am fumat niciodată, nu m-am drogat niciodată, nu am băut alcool niciodată. Nu știu cum este să fii beată sau nu știu, chiar nu știu, sau inconștientă, nu știu, habar nu am. Deci nu. Nu. N-am mai făcut dragoste. Băi, n-am mai făcut de mult, dar asta e ce să fac. Poate vine și vremea mea, să nu râdeți. N-am fost amantă. Băi, acum eu nu am de unde să știu dacă am fost sau nu amanta cuiva, pentru că eu, din câte știu, am stat numai cu băieți care nu au fost căsătoriți. Pentru că dacă stăteam cu frumă care era căsătorit, poate știam, dar acum și ăștia cu care am stat, de unde să știu eu că ei nu-și aruncau verigheta? Deci nu știu, nu am habar. Nu pot să zic că am fost sau nu am fost. Nu știu. Să sperăm că nu, Doamne ferește. N-am încercat să mă tun singură. Băi, sincer să vă spun, am încercat și uneori chiar am reușit, pentru că mă mai căpreau câte unele pe la frizerii și veneam la acasă și mi le îndreptam cu două oglinzi, una în față, una în spate, puneam așa, una în față și una în spate și mă tundeam, știți? Mi-e așa mai bine decât la coafor, la frizer, pardon. N-am masturbat vreodată. Ce să fac, mă, nene, mă? Păi dacă fac eu treaba asta, băiatul, ce să mai fac? Nu, pentru că după aia nu mai simt ce fac cu băiatul. Ce Dumnezeu! Nu, Doamne ferește, să fac așa ceva. Asta este datoria bărbatului, nu să mă masturbez eu singură, pentru că de-aia dat Dumnezeu bărbat. Dacă nu, de-aia Dumnezeu numai femei. Și vorba aia își făceau singure treaba, dar nu. Acum eu vă cred că trageți concluzia de la aia cu degețica, dar nu, nici chiar așa. Fim serioși. Iar altă întrebare. N-am făcut degețica. Băi, eu știu că vi se trage de la videoclipul acela cu... Eu știu că cum voi puteți face Manuela și noi putem face degețica, dar eu am spus așa doar pamflet. Nu vă gândiți acum că eu fac degețica. Am de ferește, mi-a căzut capacul jos, dar las acolo. Nu, deci nu. N-am relații. Nu mai am. S-a terminat o relație de 5 ani. N-am făcut dragoste mai mult de o oră. Băi, sincer să vă spun, am făcut mai mult de o oră. Dar cu pauze între. Pentru că eu sunt mai năbădăioasă, să zicem așa. Ia, n-am scăpat săpunul în duș. Păi, cred că toată lumea o face. L-am mai scăpat, ce să fac. N-am păr la sub braț. Măi, v-am arătat și pe TikTok. Vă arăt și aici, nu am păr la sub braț. Pentru că eu mă epilez. Și dacă las să crească puțin mai mare, când în momentele în care îl am poate puțin mai mare sau nu îl epilez, este din cauza că aștept ca să crească, ca să pot să-l trag cu ceara. Știți, pentru că ceara nu trage decât dacă este puțin mai mare.
Am, n-am chef de joacă. Am un chef de joacă nebunește, dar n-am cu cine. V-am mai spus odată. N-am. Am, n-am fantezii ciudate. Băi, fantezii ciudate eu nu am cum să am. Știți de ce? Pentru că eu v-am mai spus, sunt bunică, iar mie fanteziile astea nu prea-mi plac. Eu am alte fantezii în capul meu, din ele mai băbești, dar alea fac parte din altă categorie. Și, na, ce să facem? Mai băbești, așa, știți ce zic? Am, n-am fetiș periculos. N-am, nici măcar. Nu, n-am. Am, n-am dormit. Măi, eu de fel dorm noaptea. Că nu dorm bine, asta e partea a doua, ce vrei să fac. N-am ce să fac. Am, n-am dormit dezbrăcat. Băi, haideți să vă spun. Când sunt singură, adică de nu sunt într-o relație, mai dorm dezbrăcată. Pentru că se spune că ajută la piele, la organism, ajută la... În fine, nu știu la ce ajută, dar știu că ajută la ceva și este bine să mai dormim uneori dezbrăcați. Mai dormeam înainte, de ce să mint? Dar, de exemplu, dacă aș fi cu cineva, nu aș putea să dorm. Înainte de obicei dormeam, dar eram singură, adică nu stăteam să-mi cu frică că, vai, vine cineva sau vai, nu. Asta fiind acasă la mine, mai dormeam goală, de ce să mint? Dar s-a terminat, nu mai dorm goală. Acum nici măcar atât în Londra, nu, niciodată n-am dormit goală. N-am păr la veveriță. Am mai fost odată întrebarea asta și nu am. V-am mai arătat odată. Ce vreți, mai arăt odată? Nu am. N-am dormit pe jos și altcineva în patul meu. Păi, sincer, pe jos am mai dormit. Dacă ați dorm altcineva în patul meu, nu. Și știți de ce am dormit pe jos? Pentru că mă trezeam eu noaptea, fiindcă eram somnambulă, să zicem așa, când eram mai mică. Și, practic, mă trezeam așa și mă vedeam că dorm pe jos și mă trezeam zic, what the fuck? Ce naiba caut pe jos? Și când colo, eu somnam bună noapte, am crezut că jos e patul. Dar ce să facem? Asta este. N-am cât pe ce să rămân însărcinat. Băi, aici, sincer să vă spun, n-am, pentru că eu sunt de părere și țin cont că dacă vrei să rămâi gravidă, îi spui, bă, lasă-mă gravidă, vreau dar. Dar dacă nu vrei și comunici cu persoana de lângă tine, îi poți spune clar, nu vreau să rămân gravidă, deci nu îți dau drumul în mine. Și nu am fost pe cale să rămân gravidă niciodată. Am rămas odată, v-am spus întâmplarea, dar asta este altă întâmplare care nu mai vreau să-mi amintesc de ea. N-am fost cerută în căsătorie. Băi, sincer să vă spun, am fost cerută în căsătorie, cred că de 3 ori sau 4, cam așa. Da, de 3 ori sau de 4 ori, dar nu a fost cu noroc, nu a fost să fie. N-am OB-ul. Păi cum să am în enemă OB-ul dacă nu sunt la roșu, nu sunt la semafor? Nu sunt acum. Dar și când sunt la semafor, eu nu port OB-ul, știți de ce? Pentru că mă enervează când stau acolo așa și... Le simt așa în mine, ca și cum aș face dragoste. Și mă excit așa pe minut ce se umple, mă excită și nu-mi place. Am impresia că fac sex toată ziua. De ce să vă spun? De ce să vă mint? Vă spun adevărul. Să-l tăiem? N-am iubită. Cum Dumnezeu să am iubită dacă mie îmi plac băieții, măi? Îmi plac băieții! Îmi plac băieții! Și cam acestea au fost întrebările mele întrebările voastre și răspunsurile mele. Pentru că, pe ziua de astăzi, cam acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut vlogul meu, nu uitați, like, subscribe și de asemenea mă puteți găsi pe Instagram, Rebecca Mădălina. Vă pup și o zi frumoasă!